4 octombrie. Pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Ierotei. Sfântul Ierotei a fost însoțitorul Sfântului Dionisie Areopagitul și a primit credința creștină de la Sfântul Apostol Pavel, la puțin timp în urma Sfântului Dionisie. Mai după aceea, Sfântul Apostol Pavel l-a uns pe Ierotei episcop al Atenei. La vremea Sfintei Adormiri a Maicii Domnului, Sfântul Ierotei a sosit la Ierusalim și a fost de față la mormântarea ei. Cu dumnezeiescul lui dar de cântăreț, el a inspirat în multe suflete dreapta închinare, arătându-se bărbat insuflat de sus. El s-a nevoit mult într-o slujire a cuvântului, aducând pe mulți păgâni la lumina adevărului și bine păstorind turma cea cuvântătoare a lui Hristos. El a luat la sfârșit moarte de mucenic al lui Hristos, al celuia care i-a dăruit îndoita cununa cereștii lui împărății, cea de erar și cea de mucenic. Pomenirea Sfântului Ștefan Știlianovici. Ștefan a fost un mare principe sârb, care s-a născut în clanul Pastrovici. El a guvernat poporul sârb în timpul unei perioade istorice cumplite grele, luptând cu vitejie împotriva turcilor, dar și a romano-catolicilor. El a fost un bărbat drept și un mare patriot, principe minunat care s-a putut compara cu Marele Alexandru Nevski sau cu Regele Sfânt Iovan Vladimir. El s-a săvârșit în veacul al XVI-lea. Pe piatra lui de mormânt, noaptea, apărea o lumină și astfel s-a descoperit că rămășițele lui sunt sfinte moaște. Ele au fost mutate la mănăstirea Șișatovaț, de la Frușca Gora, unde au odihnit multă vreme, în timpul celor de-al doilea război mondial. Moaștele Sfântului Ștefan Știlianovici au fost aduse la Belgrad și așezate în Biserica Metropolitană, alături de cele ale Kneazului Lazar. Soția lui Ștefan, Elena, văzând moaștele nestricatele soțului ei și minunile care se lucrează la ele, s-a tuns monahie, s-a nevoit aspru într-o călugăreștere nevoințe până la moartea ei. Pomenirea Sfântului Preacuvios Amun, egipteanul. Sfântul Amun la început a fost podgorean. Rudenile lui l-au silit să se însoare în pofida voinței lui, dar el nu a voit să trăiască cu soția lui ca bărbat și femeie. Încă din prima zi l-a numit-o pe soția lui soră și a sfătuit-o să se alăture lui în mai înalta viețuire, spre mai mare plată în ceruri. El a viețuit astfel cu soția lui timp de 18 ani. Apoi, bine înțelegându-se între dânsii, soția a întemeiat în casa lor un așezământ pentru fecioare, iar Amun s-a retras la o mănăstire de călugări, unde s-a dăruit cu totul aspru nevoințele vieții sihăstrești. Din pricina marii lui curății, Dumnezeu i-a dăruit harul facere de minuni și al străvederii. Un bărbat și cu femeia lui și-au adus la mănăstire pe fiul lor bolnav de nebunie, rugând pe Ava Amun să se roage pentru el înaintea lui Dumnezeu ca să se vindece. Dar Ava nu a voit să-i asculte. Mult rugându-se de dânsul, Ava Amun le-a zis: „Și sănătatea și boala fiului vostru sunt în mâinile voastre. Întoarceți acelei văduve boul pe care i l-ați furat. Aș da numele văduvei și fiul vostru se va vindeca.” Părinții, înspăimântați și rușinați, văzându-se astfel descoperiți, și-au mărturisit păcatul și au făgăduit că vor întoarce boul îndată ce vor ajunge la casa lor. Apoi Sfântul Amun s-a rugat lui Dumnezeu și s-a vindecat copilul. Ava Amun a fost mare prietenă la Sfântul Antonie cel Mare. Când Ava a murit în pustia Nitriei, Sfântul Antonie a văzut de la chilie sufletul lui în înălțimile cerești și a zis fraților: „Astăzi s-a săvârșit Ava Amun. Iată, am văzut sufletul lui purtat de sfinții îngeri la cer.” Pomenirea Sfântului Preacuviosului Părintului nostru, Pavel cel Simplu. Sfântul Pavel a trăit în lume ca bărbat căsătorit până la vârsta de 60 de ani. Iar aflându-și soția în adulter, el a părăsit și a lepădat toate și a mers în pustie la Sfântul Antonie cel Mare, primind de la el tunderea în îngerescul chip.
Sfântul Pavel a fost bărbat foarte simplu și neștiutor de carte. Dar în ciuda simplității lui, el a ajuns la înălțimi duhovnicești atât de mari, încât vedea sufletele oamenilor, așa cum alții își văd unii altora fețele trupești. El a fost mare făcător de minuni, uneori întrecându-l în acestea chiar și pe Marele Antonie. Sfântul Pavel s-a săvârșit la bătrâneți foarte adânci, la anul 340, și s-a strămutat la locașurile bucuriei, șezând cu sfinții îngeri. Cugetare. Iată o altă vedenie a Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos, din care se vede că Sfântul Pavel nu a fost singurul răpit la rai, care a auzit cuvinte de nespus pe care nu se cuvine omului să le grăiască. La peste 850 de ani după Sfântul Apostol Pavel, i s-a dat și Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos să fie răpit la rai. În timpul unei nopți, într-un șir lung de nopți pline de ger cumplit și frig de moarte, Sfântul Andrei zăcea zgribulit într-un gang, printre câini, așteptându-și moartea. Atunci un înger al Domnului a venit la el și l-a răpit la cer, în trup sau în afară de trup, Sfântul nu a știut să spună. El a petrecut în acea răpire timp de 2 săptămâni și a ajuns până la 3-lea cer. M-am văzut îmbrăcat în cele mai strălucitoare veșminte pe care nu le poate descrie niciun cuvânt. Erau parcă țesute din fulger. Pe cap am purtat cunună de flori minunate și am fost încins cu un brâu împărătesc. Frumusețea aceea îmi dădea o bucurie de negrăit. Eram uimit cu mintea și cu inima de frumusețea negrăită a raiului lui Dumnezeu. Umblam mut de uimire și mă bucuram într-un chip ce nu-l pot grăi. Sfântul Andrei a fost dus înaintea Domnului Hristos, pe care l-a văzut și căreia i s-a închinat. O mână de foc a dat la o parte un văl și l-am văzut pe Domnul, așa cum odată l-a văzut prorocul Isaia, șezând pe un tron înalt foarte, înconjurat de serafim. El purta veșmânt stacojiu, chipul lui era ca lumina, iar ochii lui au privit cu bunătate către mine, smeritul. Văzându-l, am căzut cu fața la pământ înaintea lui, închinându-mă strălucirii slavei sale. Eu nu pot afla cuvinte să grăiesc bucuria în care se scălda sufletul meu. Bucuria aceea negrăită mă inundă și acum, când îmi amintesc de ea. Eu am ascultat glasul Domnului tot milostivului și făcătorul, care a grăit către mine 3 cuvinte, anume cu preacuratele lui buze. Cuvintele acelea au umplut inima mea de dumnezeiască dulceață și mi-au umplut inima de focul dragostei dumnezeiești. Eu am simțit de la acel duhovnicesc foc cum mă topesc cu totul ca ceară. Sfântul Andrei a dorit să o vadă și pe preasfânta stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare, care s-a spus că ea nu se afla atunci acolo, ci că a plecat pe pământ ca să scoată din necazuri pe cei urgisiți și să aline durerile omenești. Dumnezeului nostru, slavă!